Casa de Cultură a municipiului Timișoara a organizat un eveniment dedicat atât celor mici cât și celor mari. Zeci de copii, alături de părinți și bunici, au avut parte de multe surprize în a doua zi de Paște. A fost veselie mare în Parcul Pădurice. În zi de sărbătoare, vânătoarea de ouă de ciocolată, întâlnirea cu Iepurașul, jocurile și multele surprize pregătite de Casa de Cultură a municipiului Timișoara au adus împreună copii, părinți și bunici.